Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Doamnelor, domnilor, bună seara! Este ora 21, începe o nouă ediție Experții în Sentimente. Și voi puteți fi experții propriilor sentimente dacă ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0733 004455 sau ne lăsați comentariile voastre în live-ul nostru de pe YouTube sau pe WhatsApp la același număr de telefon. Deseori e greu să recunoști că motivul pentru care o persoană nu este interesată nu are nicio legătură cu tine. E mai ușor să internalizezi respingerea și să tragi concluzia că este din cauza ta, că nu ești suficient de ok pentru ele și că nu mai sunt interesate. Când se întâmplă asta, interesul tău se transformă într-o obsesie și toate eforturile se canalizează pe acțiuni pentru ca ea să te observe. Te dai peste cap, îi arăți cât de minunat și special ești, ca ea să se răzgândească. Cum se face că nu te gândești la, de fapt, cât de benefică este situația asta pentru mine sau cât de fericit mă face această femeie în această relație? Te concentrezi doar pe faptul că nu te vrea, deși ar trebui să te concentrezi pe motivul pentru care tu o vrei pe ea. Deoarece, primordial, o relație sănătoasă este cea în care ambii parteneri doresc să fie acolo. Acesta este sindromul te vreau pentru că tu nu mă vrei. Acesta este sindromul, acesta este subiectul din această seară pe care o să-l dezbat alături de invitații din platou și o să încep cu, pentru că este prima ediție live Experți în Sentimente de după Paște, iar de Paște cu toții ne înnoim, ne-am înnoit și noi cu o invitată, o invitată care nu este străină de A7 TV, ați mai văzut-o la noi, dar la o altă emisiune, este o invitată de suflet, pentru prima oară în platoul Experți în Sentimente, una dintre cele mai bune avocate de divorțuri. Și o să-i spun bună seara Norei Drulea. Bună seara, Nora! Bună seara, Adrian! Alături de noi, bineînțeles, este și faimosul și deja, o să-i mai fac nicio prezentare, expert în sentimente, domnul doctor Daniel Duță. Bună seara, Daniel! Bună seara, Adrian, și mă bucur că suntem împreună la această ediție foarte interesantă. Titlul ediției este că dragoste cu sila nu se poate. Corect, dragoste cu sila nu se poate. Și pentru cei sau cele care iubiți așa și vă încrâncenați să vă țineți lângă voi partenerul sau partenera cu orice preț, înseamnă că n-ați auzit încă de ce a făcut Daniel la Târgu Mureș și cum ați avut ocazia să mergeți acolo și să vă găsiți un partener sau o parteneră, dar Daniel nu știe, asta vă spun dumneavoastră așa, Daniel nu știe ce i-am pregătit. Haideți să vedem ce a făcut Daniel la Târgu Mureș. Să știți, în spatele fiecărei iubiri e o poveste. Ca psiholog, ca om care încerc să apăr familia și care îmi doresc să fie ceva frumos într-o familie, fiecare familie are o poveste. În povestea aceea, din povestea respectivă, începe frumusețea. Nu fugiți de povești, poveștile sunt frumoase. Cu bucurie vă spun, sunt căsătorit de 36 de ani de zile și mă bucur că m-am întâlnit cu soția mea acum 36 de ani, tot într-o întâlnire de genul acesta, și de atunci încoace am mers împreună. Și cu piedici, și cu lucruri rele, și cu lucruri, și cu sânge, și cu bucurii, dar uite-te că lucrurile au mers. Au mers. Oameni buni, necazurile nu sunt aduse de Dumnezeu să ne șlefuiască pe noi. Nu, mă, nu! Nu avem nevoie de necazuri. Dumnezeu nu e handicapat să ne șlefuiască pe noi prin necazuri. Și să ne bucurăm că avem necazuri. Bă, vin, valvârtești necazurile peste noi. Vin, că sunt. Însă, nu neapărat, să ne bucurăm că avem necazuri. Nu te bucura că ai necazuri. Într-adevăr, un necaz însă reprezintă o lecție de viață. O lecție de viață care este corect să nu mai treci prin ea și să o ocolești.
De 36 de ani, Daniel, ești cu Cristina? Da. Am aflat și eu acum de când am spus. Nu, așa este, de 36 de ani ne cunoaștem. Și a fost dragostea așa la... Ai zis tu că n-a fost chiar la prima vedere, că cumva ai... Mi-a plăcut de două fete, și am luat adresa la amândouă și când am văzut că era aceeași adresă, erau surori. Și am hotărât cu prietenul meu, eu să o iau pe care îmi place și el să ia pe care rămâne. Ce prieten. Și a luat-o? Ce prieten bun. Și e cumnatul tău acum, prieten? Da, sunt căsătoriți și ei cu un an de zile înaintea noastră s-au căsătorit și suntem prietenul meu de atunci, este cumnatul meu acum. Foarte tare. Însă noi nu vorbim în seara asta despre genul ăsta de relații. Ar fi foarte frumos să existe doar relații așa, ca în povești, ca o relație de poveste, ce spui tu. Ci există și obsesii și persoane care se cramponează să rămână într-o relație sau să nu-i dea drumul partenerului sau partenerei, chiar dacă are toate motivele să o facă. Și cu cât partenera sau partenerul se comportă mai urât și îl respinge sau respinge mai mult, cu atât îl vrea mai tare. De unde această obsesie? Care dintre experți începe? El este expertul. El este expertul, dar vreau să aflu părerea ta din... Mai multe unghiuri, din abordări. Cel puțin două abordări. Una de femeie, în primul rând, pentru că noi suntem aici doi bărbați. Și a doua, din punctul de vedere al avocatului, pentru că cu siguranță te-ai întâlnit cu o mulțime de situații de genul ăsta. Da. Și să mai îmi spui și un lucru, deci pe lângă chestia asta, să îmi spui și... dacă ideea asta de obsesie este mai predominantă la femei sau la bărbați? N-a face o obsesie față de partener, de cineva. Începând de la titlul emisiunii cu experți în sentimente, este o hiperbolizare această expertiză a mea. Poate că domnul doctor are mai multă expertiză. Singurul expert de aici este, nu, dar ai experiență, să știi. Am observat o experiență destul de mare în ceea ce managementul relațional dintre două persoane. Eu m-aș poziționa așa undeva la ceva mai micuț și mai discret, nu sunt chiar expert în așa ceva. Nu știu dacă putem, poate că toți suntem experți, de aceea m-am și legat de titlul emisiunii. Fiecare din noi suntem experți. Și cei de acasă, am spus, și că pot cei fi de acasă pot fi experți expert în sentimente dacă și-ar asculta sentimentele. Exact. Apropo de întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Încep un răspuns cu ultima întrebare. Dacă identifică, dacă predominanța este la femei sau la bărbați. Uh-huh. Eu cred că predominanța este la cel care suferă. Doar că cel care suferă nu știe să-și identifice suferința, nu știe care este sursa. Și confuzia este așa, e de la mine sau e împrumutată? Și acum pot să mă duc în a doua întrebare, să vorbească expertul avocat. De foarte multe ori, omul bun dintr-o relație, dintr-o căsnicie, împrumută pentru a-i complini dorințele celuilalt, împrumută comportamentul lui, chiar dacă nu îi se potrivește. Și atunci tu te îmbogățești cu ceva ce nu ți aparține. Și prin urmare, la sfârșitul relației sau când nu mai poți să duci, și acum ajung la prima întrebare a ta, la sfârșitul relației, când simți că este prea mult, la separare îți dai seama că tu trebuie să te descarci de un bagaj pe care l-ai împrumutat de la cineva, luând lucruri care nu ți aparțin. Comportamente, idei, sentimente, cam acestea. Și atunci... Întorcându-mă la... Îți fac o concluzie în primă fază la ceea ce m-ai întrebat. Ce m-ai întrebat? De ce facem obsesii față de oamenii care nu ne vor? De foarte multe frici. Dacă fac o trimitere a cartea lui Paul Coelho cu Alchimistul, pe tot parcursul acelui drum din Spania până în Egipt, personajul principal întâlnește foarte multe situații de viață. Și la un moment dat autorul spune: frica de necunoscut este mai mare decât acțiunea în sine. A acționa
frica care te domină în minte de ceea ce urmează și tu nu știi este atât de mare încât nu ești în stare să acționezi. Adică să înțeleg așa și să fim expliciți și pentru cei de acasă. M-am obișnuit cu un rău. Eu știu că tu nu mă iubești, nu mă vrei, te porți urât, dar este o situație care mie mi este familiară, mă simt ok, e zona mea de confort și dacă te-aș lăsa pe tine, poate aș avea ocazia să fiu fericit, dar eu nu știu cum e să fii fericit și mă sperie chestia asta. Sau, traducerea a ceea ce ai spus tu ar fi, ce fac eu fără acea persoană? Tu nu știi dacă vei fi sau nu fericit și tocmai asta te împiedică să ieși de acolo. Tocmai asta te face să fii obsedat de acea persoană și să vii, să-i demonstrezi, uite, eu te iubesc, tu de ce nu mă iubești, de ce te comporți urât cu mine? Omul care iubește nu traduce comportamentul urât așa cum vorbim noi aici. În realitate, comportamentul acela urât îl traduce nu că ar fi... că ar fi el de vină. Pe undeva el se auto-învinovățește de comportamentul celuilalt, dar până la, pe de altă parte îl acceptă că așa este el și așa trebuie să fie. Însă dacă ar pleca de lângă el, ar spune, ce mă fac eu fără ea? Ce mă fac eu fără el? Eu nu știu să fiu altfel decât așa cum sunt cu el. Nu are curajul să se identifice pe el însuși. Pentru că el nu face niciun fel de cercetare în interiorul relației despre cum ar fi el. Când omul suferă, nu stă să analizeze de ce suferă. Știi, de cine este creată suferința? De obsesia lui față de cealaltă persoană, cum e tema emisiunii, sau de răul pe care cealaltă persoană îl face? Dar cum îl face? În mod voit? Sau pur și simplu așa e natura lui? De obsesie, din punctul meu de vedere. Și spun de ce. Pentru că dacă cel care dezvoltă obsesia ar conștientiza la un moment dat, băi, stai un pic, pe de o parte este foarte clar că nu mă vrea, da? Eu de ce rămân acolo? Din cauza ta, din cauza fricii tale, că tu, a rușinii, atunci poți... să recunoști, să-ți fie rușine de tine însăți că nu te vrea. Acel om, prin faptul că te respinge, te face pe tine să fii insuficient și tu nu poți să accepti chestia asta din cauza orgoliului. Bun, atunci pot să merg mai departe și să zic așa, eu îl iubesc pe omul respectiv, iar omul respectiv nu se simte confortabil cu mine. Deci îl las să plece. Dar de ce îl iubești? Fii atent. Dar de ce îl iubesc? Corect, bună întrebare, pentru că dacă mi-aș răspunde, poate nu l-aș mai iubi. Și poți să proiectezi niște lucruri pe care tu le iubești la tine, tu le proiectezi la el și crezi că le are, dar de fapt el nu le are. Când, doar când ești din relație și te îndepărtezi de el, tu îți dai seama că au fost proiecții. Niciodată în timpul relației nu poți să le vezi că sunt proiecții. Dacă le-ai vedea, nu ți-ar, în momentul acela ai încetat să mai iubești. Pentru că tu n-ai mai iubi proiecțiile pe care le pui asupra celuilalt. Corect. OCD-ul, obsesiv-compulsiv disorder-ul, devine un mecanism al fricilor, așa cum spunea și Nora, și într-adevăr eu vin spre un mecanism pe care instinctual îl am. Vin puțin să dau la o parte explicația relațională pentru a ne pricepe, pentru a pricepe telespectatorii. Sunt nevoit să iubesc un rău. Elementul de mecanism se numește Schadenfreude, dar îl voi explica popular. Ajung să am pacienți care iubesc atacul de panică. Încep să iubească atacul de panică. Adică iubesc un rău pentru că acel rău mă ajută pe mine. Mă apără pe mine. Vine la mine, domnul, să nu se poate, vreau să mă vindecați de atacul. Când vin și mă apropii să iau atacul de panică din brațe, stați puțin, nu vreau să-l dau la o parte. Pentru că atacul de panică mă ferește pe mine. Șeful, e ca un scut pentru el. Da, excelent. El se protejează prin atacul de panică. Se protejează prin atacul de panică și automat mă duc și observați încă ceva. Pentru că pot să dau exemplu acesta, că 7TV bate multe televiziuni pe linia aceasta. Noi nu dăm știri negative, însă lumea privește la știrile negative obsesional. Mulți reporteri spunem, asta face rating, știrea negativă. Pentru că știrea negativă suge audiența prin motiv că omul dorește să vadă răul care nu îi se întâmplă lui și începe să iubească răul. Și până la urmă este un mecanism să stai într-o relație cu cineva care de fapt nu te vrea, dar tu controlezi în același sens. Este foarte interesant, subtil, nu știu dacă telespectatorii ne-au înțeles întru totul până acum.
Aș mai putea să completez o chestiune? Te rog. Să ne imaginăm că noi doi suntem soț-soție, dar în antiteză. Tu ești cel rău și eu sunt cea care sufăr. Preponderența poate că așa este. La moment dat putem să facem și schimb. Și eu conștientizez defectele tale, comportamentul tău, exact ce spune Adriana din Auri. Și îl conștientizez, dar pe de o parte mi-este rușine de propria conștiință, pe de altă parte nu mă duc către divinitate să cer ajutor, deci nu cer ajutor, nu mă deschid nici prietenilor să descarc lucrurile pentru că mi-este frică de ceea ce voi auzi, pentru că din afară lucrurile nu se văd cum le văd eu și mie nu-mi convine ceea ce spun ei. Și atunci stau acolo liniștită pe sofa, privesc lucrurile care nu-mi plac și le admit și le tolerez. Și spun că asta e, așa este viața mea. E atât de greu să lucrezi cu tine însăți, e atât de greu să ieși dintr-un confort mizerabil, încât preferi o concesie care să ți se pară ție potrivită. Și încă suntem în zona decentă. Dar ce se întâmplă atunci când ruptura, divorțul, separarea, după caz, se produce, iar unul din parteneri rămâne acolo căpușă și sub orice chip nu lasă pe celălalt să trăiască. Nu lasă să fie fericit, nu lasă să-și vadă de viața lui. Pe principiu, nu ești nici al meu, dar nici al altcuiva, știi? Da. Ai întâlnit astfel de situații? Da, am situații și îți spun și în ce tipologie de oameni se regăsește. Și dacă ai putea să ne dai exemplu, la ce vârstă de la căsătorie se poate întâmpla lucrul ăsta și ce vârstă au pacienții tăi sau clienții tăi, cum le spui, clienții, de se căpușează pe celălalt? Da, există în momentul de față, din toate cauzele pe care le am, am așa varianta în care unul din relații are 50 plus și celălalt are 30 plus. Și care e cel care se căpușează? 50 plus. Este greu pentru un bărbat la 50 plus să fie să divorțeze, să accepte pierderea a ceea ce însemna cămin, ceea ce înseamnă stabilitate. Nu a persoanei în sine, a Cristinei, a Danei, a Ioanei, cât a conceptului de eu am 53 de ani și sunt divorțat. Și atunci furia pe care tu o ai pentru că ea a pornit divorțul sau ea a vrut altceva sau a produs acea ruptură, furia aceea îl face pe el să mai stea încă 7 ani în strânsă legătură cu ea, adică să nu o lase să trăiască. Și am așa o situație la Constanța. Mai am o situație de asta la Buzău. Poate, domn, 53 cu 7 o să fiți la 60 când o să scăpați definitiv de ea. De ce nu profitați de cei 7 ani? Nu știu. Nu știu să profite. Pentru că nu la 53 de ani sunteți, scuzați-mă, dar sunteți încă în floarea vârstei, ca să zic așa. Da. Și v-ați putea reface viața liniștit în cazul în care mai doriți să vă refaceți viața. Da. Dacă nu puteți să vă trăiți viața, bine, mersi. Dar Adrian și Daniel, știi ce se întâmplă? Din nou recurg la ceea ce m-a mai punctat. Oamenii nu se analizează, oamenii nu investesc în ei, oamenii nu se cunosc. Adică îi spuneam și lui Daniel în pauză, sunt atât de multe cărți care te pot învăța despre tine, să te descoperi ce faci după un divorț, ce faci după o relație. Nu neapărat o relație de 7 ani, un divorț de o relație de căsnicie de 10 ani. Ce faci tu? Care sunt primii tăi pași pentru a te cunoaște după ce ești dintr-o relație de aceasta lungă? Sunt atât de mulți oameni în Auchan și în Carrefour și atât de puțini oameni și în metro și în și atât de puțini oameni în librărie cumpărând cărți. Tot oamenii care citesc cărți cumpără alte cărți. Oamenii care cumpără înghețată cumpără după aceea următoarea înghețată. Adică nu se duc să investească în ei, nu se duc să citească. Bună oară, am certat odată un domn de 50 de ani, care era la 5 ani de la divorț. Și el spune, îmi doresc o femeie deosebită. Și eu îl întreb, ce ai făcut în 5 ani de la divorț pentru a întâlni acea femeie deosebită? Și când o să o întâlniți pe acea femeie deosebită, ce este deosebit la dumneavoastră? Păi eu n-am făcut nimic. Păi ai făcut cursuri de dans, ai făcut cursuri de terapie, ai făcut cursuri de dezvoltare personală. Te-ai cunoscut pe tine cine ești tu la 5 ani de la divorț? Nu, eu sunt foarte bine cum sunt. Ei, vezi? Și atunci când va întâlni acea persoană deosebită, el de fapt este tot bărbatul care a ieșit din căsătorie. El va duce căsătoria și istoricul căsătoriei în acea relație. El încă este căsătorit. Da. Oamenii nu-și fac încheierile.
indiferent de vârstă. De la vârsta de 38 de ani a unui femei sau unui bărbat, am clienți care au 38-36 de ani, până la vârsta de 53. Nu-și fac încheierile. Hai să le explicăm celor de acasă cum se face o astfel de încheiere. Travaliul de separare. Travaliul de separare, travaliul de deces, travaliul de separare este un, să zic așa, un proces în care se taie emoțional. E foarte important. Comportamentalul se taie. În deces, omul rămâne în mormânt și se rezolvă. În divorț, omul rămâne în viață și din motivul acesta comportamental încă mai există situația de revenire. Însă nu se taie emoționalul. Încă îl mai compar, încă mai trăiesc, încă mă mai gândesc. Încă, zici așa, de, că pare atât de simplu, nu se taie emoționalul, de parcă nu vreau să tai emoționalul și emoționalul ăla ar putea dar fi tăiat așa ușor. Ai spus bine că nu vrea să tai emoționalul. Și cum, uite, presupunând că vreau să-l tai, cum îl tai? Te cercetezi pe tine, te pui în fața unei hârtii și te apuci și scrii cine ești tu, care este emoționalul tău, la ce te raportezi tu, care sunt valorile tale, care sunt emoțiile tale, la ce reacționezi tu. Și faci o listă sau un caiet despre tine și un caiet despre celălalt, ca să vezi în antiteză de cine anume te rupi, ca să te poți rupe și să te rupi de proiecția pe care ai făcut-o tu asupra celuilalt. Mai întâi trebuie să vezi cine ești tu. Dar oamenii fac confuzii, oamenii au toți impresia că ceea ce sunt eu ești și tu. Știi, până la urmă oamenii fac confuzia aceasta și când se căsătoresc. Ceea ce nu putem face noi doi vine din căsătorie. Știi că toată lumea se căsătorește pe dictonul ne descurcăm noi. Nu. Dacă nu te descurci astăzi, când ești tânăr și încă locuiești la casa ta și ea la casa ei, nu te vei descurca nici atunci. Oamenii așteaptă ca, virgulă, căsătoria să se personifice. Se personifică așa cum era burtiera lui Daniel când întâlnești persoana potrivită. Când eu gândesc ca și tine, dar când tu trebuie să întâlnești pe cineva de care îți place, ești atras, prima dată să te întrebi de ce ești atras, de partea fizică, de partea emoțională sau de partea socială? Trebuie să plec la o parte de partener cu elementul de fostă. Și permanent să nu mai compar, uite, e mai bun ca, mi-ar plăcea așa să fie. În moment când păstrez comparația, automat, ca portret robot, am mai spus-o de mai multe ori, noi avem un portret robot al unei femei, al unui bărbat, în funcție de ce sunt eu. Portret robot care vine din familie, dar nu portret robot care vine afiliat datorită unei situații de căsătorie. Și lucrul acesta mă face pe mine să merg mai departe și să... Și să fac aceeași greșeală, că dacă merg spre aceeași tipologie... Asta mă gândesc, Adrian. Acum, eu le-am din statistică, am și din observație. Acum tu poate ai din ceea ce muncești, Nora. Primul divorț cu al doilea divorț, cu al treilea divorț... Este mai ușor, mai greu, sunt mai mulți la al doilea divorț decât la primul divorț. Nu ai o statistică, dar cel puțin ca o sumă a muncii tale. Ca o idee de ansamblu. Da. Dacă cei care se divorțează prima dată, divorțează și a doua oară? Asta mai ușor crezi? Divorțează? Nu. Nu. Oamenii care se căsătoresc a doua oară se căsătoresc poate și mai înțelepți, și mai maturi, și cu mai multă speranță decât prima dată. Le este foarte greu al doilea divorț, nici nu l-ar vrea. Nici nu și-ar imagina de ce ar mai divorța, pentru că nu mai aleg atât de pueril. Nu aleg partenerul între 24 și 28. Eu am o vorbă, la al doilea, la al treilea divorț mă are o tură mică de dat și nu mai are timp. Noi nu suntem la primul divorț, dar... Întotdeauna este binevenită o pauză, așa că revenim imediat. Am revenit în direct, am revenit la dumneavoastră, cu dumneavoastră. Noi am continuat discuția aici în platou. Spunea Nora că are divorțul de 30 de pagini. Dumnezeule, ce ai descris atât de mult? Fii atent, într-un divorț scrii povestea de viață, scrii suferința lui. Dar acum poți să încadrezi suferința în latură juridică, dar poți să o și explorezi. Poți să o duci în latura psihologică. De ce?
omul acela suferă, indiferent că este bărbat sau este femeie. Odată m-a întrebat un domn că sigur apărați doar doamne. Nu, eu apăr clientul care vine la mine. Omul care este potrivit, omul care mă caută pe mine. Noi suntem aici astăzi în platou. Eu nu sunt cauza divorțului lor. Ei sunt acum la o înghețată, sunt într-un aeroport, sunt în casă, sunt la o petrecere și se întâmplă ceva acolo. Și unul dintre ei face o cercetare. Și îl cauți pe omul care ți se potrivește. Până la urmă, tot n-am ajuns să-l admir pe Daniel, că spunea omul potrivit. Soția ta este omul potrivit. Fac o mică trimitere, că e foarte frumoasă, la Biblie, care spune căsătoria este împletită în trei. Căsătoria este o funie împletită în trei. Eu, tu și Dumnezeu. Când în casa noastră, în relația noastră, în tine lipsește Dumnezeu și tu nu te apleci în fața lui Dumnezeu, nu poți să stai în picioare în fața nimănui. Corect. Ce frumos, ce frumos! Fain, îmi place. Eram la o împăcare și erau de 20 de ani separați, nu divorțați și nu divorțau datorită socialului și copiii m-au chemat. Am făcut lucrul acesta timp de 2 săptămâni într-o țară străină și nu am găsit nici o soluție să-i apropii. Deci frigiderul era dat cu roșu, unul în stânga, unul în dreapta, patul dat cu paturi separate și copiii erau separați și ei. Și domnul Duță, nu plecați, era avionul în 3-4 ore și mă duc încă o dată și nu reușesc. Mai am 5 minute, zic, Doamne, nu mai știu ce să fac. Mă plec pe genunchi acolo și zic, vreau să mă rog pentru voi. Atât mai știu să mai fac. Și vin lângă mine, se unesc și rămân uniți până astăzi, de 6-7 ani s-a întâmplat treaba asta. Și ce ai spus tu, într-adevăr, este o esență. Soțul, soția și Dumnezeu. Și Dumnezeu, da. Trei, da. Știi, noi îl luăm pe Dumnezeu când ne căsătorim, îl mai invocăm când ne doare ceva și în rest, așa, ne mai amintim de el din când în când. Însă, vezi tu, lucrurile făcute fără Dumnezeu ne dau senzația aceea de au tot puternic și după aceea te întrebi că de ce ți se întâmplă. Pentru că tu te crezi peste el. Iar în toate cărțile de religie, indiferent din ce religie suntem, când tu deja devii peste Dumnezeu și renunți la ajutorul lui și renunți la smerenie și la modestie, atunci vine Dumnezeu și îți dă o lecție, dar nu accepți. Și atunci lecția neacceptării este suferința pe care o duc cei care insistă să stea acolo unde nu este potrivit. Bună oară, era un desen cu o căciulie de usturoi. Și dacă ești o mandarină, slide-ul sau bucățica de usturoi, cățelul de usturoi pe care îl deschizi cu bucățica de mandarină este fix la fel. Și se ia așa o feliuță de mandarină, scoți un cățel din usturoi și îl pui acolo. Și zici să nu forțezi lucrurile acolo unde nu se potrivesc. Cum arată bucățica aia de mandarină în cățelul de usturoi? E aceeași formă, dar nu e de acolo. Da. Așa forțează și cei cu sindromul te vreau pentru că nu mă vrei. Adică eu vreau să fiu usturoi, dar eu sunt de fapt o mandarină. Și forțez lucrurile. Nu știm ce vrea să fie Răzvan, de-aia îl întrebăm chiar pe el. Bună seara, Răzvan! Bună seara, seara bună! Ce faci, Răzvan? Cum ești în seara asta? Urmăresc emisiunea cu multă curiozitate. Mulțumim frumos! Interesant subiectul pentru tine? Da. Da? Și ai vreau trecut, să spun... Te-ai lovit de situația asta vreodată, indiferent de care parte? Mai puțin... Pentru că am spus să fiu, în general, nu... atent la ce se întâmplă în jurul meu. Dă televizorul mai încet, te rog, Răzvan. Răzvan, mai ești cu noi? E un zgomot de fond tare, da. Da, o să te rugăm să... Ia, vorbește acum. Nu, o să-i rog pe colegi să refacă legătura, poate reușim să ne auzim mai bine. Da, ne întoarcem. Când este momentul și când ar trebui să ne dăm seama că e cazul să-l lăsăm să plece? Foarte mult. Sunt foarte multe indicii care vin în viața ta. Plângi foarte des, ești tristă. Ajungi la punctul depresiei, folosești cuvântul depresie și totul îl negi. Totuși îl negi.
spui, eu nu sunt în depresie. Pentru că nu vrei să ajungi acolo. Pentru că noi toți asociem depresia cu ceva rău. Dar dacă tu deja ai ajuns să-l gândești, e un semnal că s-ar putea să ajungi acolo. Sunt persoane care spun, sunt în depresie. Și sunt în depresie din cauza ta și tot acolo stau. Da, sunt în depresie și din cauza lui și din cauza lui. Și a lui și a lui. Da, sunt și conștientizează. Eu cred că ei sunt controlați de frică. Fii atent, Adrian, mai există și alte frici. Nu doar frica de a pleca. Plec, dar unde merg? Da, este frica existențială, frica emoțională. Cine mă mai iubește? Cine mă iubește? Cine are grijă de mine? Cine mă ia? Sunt oameni care... Păi hai să răspundem așa la întrebările astea. Cine mă iubește? În primul rând trebuie să văd dacă cel de care, față de care am făcut eu obsesia sau cea de care am făcut obsesia mă iubește, într-adevăr. Și afli că nu te iubește și îți spune. Bun. Și îți spune. Și tu rămâi în continuare acolo. Păi da, dar atunci renunț la întrebarea asta, cine mă iubește? Poate voi găsi pe cineva care într-adevăr mă va iubi, pentru că persoana respectivă nu mă iubește. Da? Deci am odată confirmarea că nu sunt iubit. Ok, știi de ce nu pleci? Că vreau să vă... Așa. Pentru că tu vrei să fii iubit chiar de el. Aia e obsesia care te ține acolo. Deci vrei un lucru care nu Bun. Se potrivește. Care-i picătura care mă face să zic gata, nu se mai poate, am plecat sau du-te? Nu cred că picătura vine de la comportamentul celuilalt. Vine de la tine, de la cât mai suporți, de la răbdarea ta, de la suferința ta. La un moment dat poți să dai într-o boală, adică suferința aceasta să se transforme într-o boală fizică. Și când te doare foarte tare, pleci. Există la un alt post de televiziune un serial, o telenovelă românească fix pe tema aceasta. Pe tema asta, da. O fostă soție care nu acceptă că soțul ei s-a recăsătorit cu altcineva și îi face viața un calvar. Nu urmăresc, că n-am nici cum și nici genul meu să urmăresc astfel. Dar am mai văzut, pentru că seara când ajung, dau drumul la televizor și este reluare, prin reluare, că nu am cum să prind... Mă uit acum. Deci, tipologia aia de femeie, eu am întâlnit-o și cu siguranță cu toții am întâlnit-o. Dar femeia aia n-ar putea să-și exercite monopolul față de fostul soț dacă fostul soț nu i-ar permite. Și stau să mă gândesc acum câtă vină este și la cel căpușat, ca să zic așa. La soț, la fostul soț. La cel care, da. Să știi, Adrian, pentru la obiectul obsesiei, ca să zic așa. Aici intervine și presiunea socială, presiunea religioasă, presiunea familială, care este în jur, nu mai încearcă, stai acolo, trebuie să te împaci și taică-tău și maică-tău au stat împreună. Fostul soț este deja căsătorit. Nu? În film este căsătorit. În serialul și el pune problema de ce fostul soț îi permite fostei soții să-l căpușeze. Exact. Și eu spun că fostului soț, el fie simte milă, fie nu este în stare să pună el o graniță. Pentru că este chestia de lașitate. Ori deci, se simte dator pentru că el poate a greșit în situația respectivă și vine să, să încerce să repare ceva, să o liniștească și pe ea, dacă s-ar putea să se împartă în două, să îi se dea și ei. Să știi că nu totdeauna traducerile pe care le facem noi sunt și cele reale. Mai există și varianta în care unui bărbat îi place să fie măgulit. Și atunci el zice, dacă fosta soție vine după mine, mie îmi place să știu că e acolo. El traduce altfel suferința ei sau căpușarea ei. O traduce, am și soție, aia mă mai vrea încă. Deci el se simte undeva, își mai reface puțin, își Deși mai încarcă orgoliul. Deși strică și actuala relație. Nu, pentru că în actuala relație minte. În actuala relație zice, n-am nimic cu fosta, mă mai sună din când în când să mă mai întrebe una alta. El e minte. Nebună. Da. Da, el minte. Da, așa este. El minte ca să le accepte pe amândouă și niciuna să nu-i sară în cap de faptul că vorbește și cu una și cu alta. Pentru că de actuala soție nu ascunde că cealaltă o caută, dar nu vorbește de bine pe cealaltă. Da. Și atunci actuala soție zice, da, e stresat, e căutat de fosta soție, e o nebună. De ce? Pentru că el așa o prezintă. Și o prezintă când cu compasiune, vai, mi-e milă de ea,
lucru care atrage încurajarea actualei soții, deci compasiunea nu e un lucru bun. Când cu nebunie, cu răutate, când bună oară, e, și acum ce o să ne facă rău, hai fi și tu liniștită. Adică el le joacă foarte bine psihologic pentru că îi place lui. Dacă ar fi altă tipologie de bărbat, mai tranșant și cu mai mult respect față de el însuși prima dată, ar pune punct relații și ar spune te rog frumos nu mă mai căuta. Și dacă ea insistă, el ar găsi soluții prin care să o respingă. Da, să pună granițe. Bun. Ne îndepărtăm de film, dar păstrăm însă un lucru de acolo. De ce vreau să păstrăm? Pentru că filmul e obsesie. Filmul e film, dar este o situație atât de întâlnită și atât de des întâlnită și reală. Fosta, ce facem cu obsedații? Fosta îl manipulează și prin intermediul copilului. Sigur. Și aici... Sigur. Clar, situația asta este atât de este călcuia lui Ahile. Copilul este întotdeauna călcuiul lui Ahile, acelui slab sau părăsit. Deci dacă noi stăm să analizăm puțin interiorul fostei soții sau al fostului partener lăsat, putem identifica sindromul părăsitului. Ziceți, domnul psiholog, păi... că nu-i place omului să fie părăsit pentru că n-a părăsit ea, pentru că n-a plecat ea, păi pentru că nu voia să plece. Din punct de vedere juridic, partajul se poate face la o casă, dar nu la copil. Da. La copil se poate face de timp. Tu 2 zile, tu 3 zile, tu 5 zile, eu 2 zile, în vacanță, nu în vacanță. Aici nu putem face un partaj și, într-adevăr, copilul se dă pe jumătate în situația aceasta sau, așa cum spuneai mai înainte, copilul... Vrea să stingă conflictul dintre părinți. Pentru că nu-i mai suportă să-i vadă pe ei în conflict. Și atunci intervine acel conflict de loialitate. Eu... cu o fetiță de 10 ani, cui sunt loial? Mamei cu care am rămas sau tatălui pe care și pe el îl iubesc? Dar dacă eu îi spun mamei că îl iubesc pe tata, se înfurie. Dacă eu îi spun tatălui vreau să merg cu mama la mare și tatăl se înfurie. De ce? Pentru că ei au un conflict de viață, de alegeri, de gusturi în viață, că de aceea s-au și despărțit până la urmă. Și atunci copilul intervine în conflictul părinților și el la rândul lui ajunge într-un conflict de loialitate în conflictul părinților lui. Este un sindrom foarte des întâlnit, care duce la tulburare narcisică. Pe lângă lucrul acesta, vreau să spun telespectatorilor, pentru că ne este frică de copiii aceștia care sunt educați la această graniță. Este posibil ca ei să facă protest față de situația respectivă și să se dezlege de această problematică și să-și aleagă o căsătorie în care să nu se întâmple lucrul acesta. Doamnelor și domnilor, dacă vă uitați acum la noi, probabil și cei care sunteți singuri, o să spuneți în viața mea, nu o să mai intru într-o relație, că ia uite cât de complicat este, ia uite în ce mă bag, ia uite... Nu e așa. Relațiile sunt frumoase și sunt... atâta timp cât ești sincer și deschis și nu dezvolți obsesii și când discuți cu partenerul și când îți alegi partenerul, în primul rând, din dragoste și există acel... vibe comun, atunci șansele ca relația respectivă să meargă sunt foarte mari. Și haideți să vedem ce a mai făcut Daniel la Târgu Mureș apropo de relații. Ați venit aici, în această sală, la Târgu Mureș, să vă găsiți pe cineva potrivit. Întâlnirea de astăzi trebuie să foarte zâmbet. Și peste ani de zile, pentru că de aici vor fi cel puțin 6-7 cupluri, eu vă spun. Să aveți curajul de a fi imperfecți și să nu uitați că în fiecare persoană se află foarte multe resurse. Trebuie doar să aveți curajul să vi le accesați. Și mai mult decât atât, așa cum spunea și Daniel, căsătoria nu este doar o nevoie, dar este și un prilej de dezvoltare personală. Noi nu putem trăi singuri pe acest pământ și nu putem deveni decât în relații și în relații cu celălalt. Așa că mult succes și aveți curajul de a vă accesa pe dumneavoastră și pe cel de lângă dumneavoastră. Ca și pasiune am călătoriile, cititul, muzica. Sunt Sebastian și am 31 de ani. O fată credincioasă, în primul rând. Dar dacă fata respectivă a mai fost căsătorită? Te gândești? În primul rând, mă rog. Chiar vreau să-L las pe Dumnezeu să
să-și împlinească planul în viața mea, pentru că întotdeauna este cel mai bun. Este mult mai bun decât planul pe care îl facem noi. Dacă ar fi să te căsătorești, te întreb așa, cam câți copii ți-ai dori? Păi nu te întreb așa, ai un... 1, 2, 3... Binecuvintează drumul la plecare, să ajungă fiecare cu bine acasă. Și acasă, gândurile acestea că, păi, totuși sunt oameni care sunt tot ca mine, sunt oameni care se îngrijesc de noi și hai să dăm mână cu mână și să gândim pozitiv și să găsim soluții. Pentru toate îți mulțumim, în veci te lăudăm, amin. Vă pup pe toți fără deosebire de sex, naționalitate sau religie. Minim 6 cupluri, ai zis. Da, deja sunt și discută unii cu alții. Vezi acum, pentru că baza de date se înmulțește, vin alții care n-au avut curaj să vină la Târgu Mureș și vreau și eu să... Și facem la București. Adi, o facem. Exact, curajului ce înseamnă și să vii să-ți găsești persoana potrivită, dar aminte să pleci de lângă persoana. Exact, dar noi le-am spus celor de acasă că această bază de date este confidențială. Faptul că am dat acest material, ați văzut probabil că fața unor participanți era blurată. Era blurată tocmai din motivul ăsta, de a vă păstra confidențialitatea. Așa? Noi vă arătăm sau vă expunem public doar în cazul în care voi vă doriți acest lucru. Dacă voi nu vă doriți, nu e nicio problemă. Ideea este că puteți apela cu încredere și suna, pentru că Daniel de-abia așteaptă să vă cupleze. Deja avem nunți programate și în vara aceasta. Bun. Când, că tot am vorbit de nunți, tot am vorbit de cuplat, am zis că facem o conferință de genul ăsta și în București. O să vedem când și o să-i anunțăm pe cei de acasă când. Și în premieră acum vă spun că vă pregătim o surpriză. O surpriză mare, mai mare decât o conferință, mai mare decât emisiunea asta o să... Și-a propus de la început, dar na, cumva o luăm ușor, ușor, ușor. Și-a propus să fie un ajutor pentru cei singuri. Și dacă nu o putem face doar așa, cu o emisiune pe săptămână, s-ar putea la un moment dat să vă punem la dispoziție mai multe moduri de a intra în contact cu noi și de a vă cunoaște între voi, dar nu vreau să spun mai mult de atât, o să fie surpriză la momentul potrivit. Reîntorcându-ne la subiectul nostru din această seară, cum ne vindecăm de obsesie sau există posibilitatea să scăpăm de obsesie? Uite, în timp ce vorbeai, mi-aduceam aminte de titlul emisiunii, Experți în sentimente. Cunoașterea sentimentelor. Cum să ne putem vindeca dacă nu ne cunoaștem? Uite, chiar tu ai spus cuvintele. Dar vezi tu, cel care acum este într-o suferință, fie trebuie să ne asculte, fie trebuie să caute o sursă, să nu ignore suferința lui, să o admită, să-și conștientizeze suferința, apoi să caute în lăuntrul lui unde îl doare, să vadă de ce s-a îndepărtat, de cine s-a îndepărtat, să admită și să facă o cercetare. Eu cred că ei nu fac cunoaștere. Vindecarea este de mai multe feluri, Adrian. Este vindecare spirituală, când te duci către Dumnezeu și simți că l-ai abandonat. Este o vindecare după aceea trupească, pentru că indiferent suferința sufletească produce... Sapă da, undeva lasă niște răni, în genunchi, în picioare, în stomac, undeva lasă niște răni. Hai să vă povestesc cum am scăpat eu de suferință. Și apropo, se leagă foarte mult de ce ai spus tu mai devreme cu Dumnezeu. Și îi datoresc chestia asta colegei noastre, Alina Ilioi, cu care la momentul respectiv nu eram în relații așa bune. Noi am povestit că relația de colegialitate n-a început în cele mai bune, sub cele mai bune auspicii. Însă eu treceam printr-o poveste de genul ăsta, Alina a observat lucrul ăsta și mi-a pus o singură întrebare. Tu crezi în Dumnezeu?
Și am zis, da, normal, cred în Dumnezeu. Și Alina a zis, te mai întreb o dată, crezi în Dumnezeu? Și zic, da, Alina, cred în Dumnezeu. E sigur că tu crezi în Dumnezeu? Sunt sigur, cred în Dumnezeu. Păi dacă ești atât de sigur și crezi în Dumnezeu, atunci de ce ai problemele astea? De ce încerci tu să-ți rezolvi problema asta? Lasă-l pe el să rezolvi. Ai încredere că o să rezolvi. Deci ăla pentru mine a fost un... Declic. Da, foarte interesant și adevărat. Deci din momentul ăla am conștientizat, ok, stai un pic, că eu mă pun de-a urmezișul unei situații care are rezolvare, eu nu vreau ca situația respectivă eu să se rezolve, eu nu dau drumul, eu îmi cauzez propriile. Eu nu-L aud pe Dumnezeu. Eu nu-L aud pe Dumnezeu. Și știi ce a făcut Dumnezeu? A lucrat prin Alina, că nu mai știa prin cine să ajungă la tine. Exact. Și a lucrat prin cineva în care eu în momentul respectiv nu aveam încredere. Disprețuiai. Nu, nu eram atât de departe, dar nu eram prieteni, adică nu era printre persoanele în care eu să am încredere sau pe care să le ascult. Sau, dar ăla a fost momentul care în mintea mea a creat acel declic. Pentru că Dumnezeu a rămas fără resurse. Adică El îți mai dădea semnale, dar tu nu le ascultai. Și vezi că până la urmă problema și vindecarea celui obsedat este tot la el, că celălalt, indiferent cum s-ar comporta, cât de urât, el nu se învinovățește niciodată de ceea ce îi face celuilalt. El merge pe linia firească, așa sunt eu. Tu ești de vină că mă iubești, tu ești de vină că insiști. Și poate el de multe ori nu face cu rea intenția acea răutate, este felul lui de a fi. Dar tu pe tine nu te întrebi ce te ține acolo, ce te ține, cât mai rezist. Răbdarea, lipsa de curaj, lașitatea față de tine însăți. Da, eu sper că pe cei de acasă i-a ținut alături de noi discuția interesantă și să ne întoarcem la titlul emisiunii, Aline, nu? Alături de noi, alături de noi cu experiențe. Ai la Alina, ai la Alina. Cu experiențe. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Din păcate, timpul s-a scurt. Dacă îl împărțim la trei. Da. Vă mulțumesc. Ne-am luat unul altuia. Le mulțumim și celor de acasă care au fost alături de noi. Vă așteptăm lunea viitoare la aceeași oră și aveți grijă de voi și nu uitați că vă pregătim lucruri din ce în ce mai interesante. Rămâneți cu noi și o să vedeți. Somn lin. Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.